Constituția, bine ați venit alături de noi, suntem în fața Guvernului, sunt alături de colegul meu, prim vicepreședinte de diaspora, Jean Popescu, pe care îl duc să aduceți câteva cuvinte pentru românii din diaspora. Bună ziua, de-a bine. Vreau să vă transmit pentru a vă să vă mulțumesc și mai bine. Hai să facem un pic de aer. Nu am uitat nici pe Fiorin din Marea Britanie, nici pe Hermina din Norvegia, nici pe Maria din Franța. Nu am uitat pe absolut pe nimeni. Pentru că pentru copiii voștri merită să fie mai. Nu uitați niciodată, PNP diaspora se va bate alături de parlamentarii săi pentru a vă duce copiii acolo. Curaj tuturor, curaj Camelia, nu uitați că suntem alături de voi. Mulțumim.